frați și surori care prin Harul Domnului sunteți aici, ar vrea să vă invit pe toți înainte de orice să ne unim și să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Faptele Apostolilor. Voi citi două versete din capitolul 1, trei versete, versetele 6 la 8, apoi din capitolul 2, de la 1 la 18, pagina din Scripturi 1055. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-au zis unul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunatele lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin. Vă invit în mod respectuos să reocupați locurile. Avem bucuria să vă salutăm în numele Domnului Iisus din partea fraților din Canada, de la Kitchener. Sunt aici împreună cu soția și fata noastră, Elizabeta, însoțiți de un grup de frați și de surori din biserică și în numele bisericii noastre, pe toți care sunteți aici, vă binecuvântăm. Dumnezeu să vă dea tuturor harul mântuirii și puterea de a-i sluji până la capăt. Ne bucurăm pentru biserica organizatoare și salutăm Biserica Betania împreună cu fratele Luigi, cu bordul și toți frații care v-ați implicat. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe toți, să vă ajute de asemenea să-L slujiți. Amin. Tema aceasta este una frumoasă: împuternicirea bisericii și lucrările ei. Sigur, timpul nostru nu este unul foarte lung și trebuie să-L respectăm. M-am rugat lui Dumnezeu și m-am străduit să gândesc ce aș putea spune în câteva cuvinte în timpul acesta din lucrurile care le port pe suflet, în așa fel ca ele să poată fi un ajutor pentru noi care ne-am adunat aici. Dar dau seama că aici sunt biserici cu frați, cu slujitori, cu oameni de mai multă vreme pe calea Domnului. Nu suntem ca la un serviciu de cateheză cu tineri ce acum au început slujirea lui Dumnezeu. Ca tare nu o să pot intra în toate detaliile, dar multe din lucrurile care eu vi le amintesc sunt comune, cunoscute la cei mai mulți dintre dumneavoastră. Mulți dintre cei prezenți aici aveți deja experiența acestui har care Dumnezeu a vrut să fie al nostru. Cei ce am fost născuți din nou și integrați prin naștere din nou în Biserica Domnului, să avem binecuvântarea botezului cu Duhul Sfânt. Despre aceasta Domnul Iisus a vorbit.
Biblia ne spune aici în capitolul 1 că Mântuitorul vorbea cu ucenicii și în versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a spus El, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Erau frământați întotdeauna să cunoască multe din lucruri care interesau pe Israel în mod firesc. Doamne, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul spune, nu asta e problema voastră. Eu vorbesc cu voi de altceva. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Apoi voi veți fi martorii mei, veți mărturisi despre mine în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginea lumii. Asta va fi pentru voi. S-a încerătățit o idee și s-a așezat în mintea multor oameni că botezul cu Duhul Sfânt nu mai este o necesitate pentru toți credincioșii pe care Domnul i-a mântuit și a inclus în biserică, ci doar o nevoie absolută pentru cei chemați să slujească, care fac a Domnului lucrare în biserica locală sau merg în câmpul de misiune, pentru ei este imperios necesar să aibă putere pentru așa ceva, iar pentru ceilalți ca și cum ar fi ceva opțional. Aș vrea să vă spun astăzi, uitându-mă în Scripturi, că eu am bucuria să vă spun la această convenție și mă bucur că frații mi-au dat mie acest lucru, mă sunt onorat înaintea lui Dumnezeu să vorbesc adunării prezente aici, cât și celor ce ne urmăresc prin internet, de faptul că Biblia, pe care eu o citesc și în care cred eu și dumneavoastră, bineînțeles, ne spune că botezul Duhului Sfânt e pentru toată biserica lui Dumnezeu. Nu e doar pentru cei inițiați și chemați să facă o anumită lucrare, ce este pentru noi. Ca atare, ne spune Scriptura aici în capitolul 1 a cărții Faptele Apostolilor, ucenicii Domnului și nu doar ei au ascultat frumoasele cuvintele Domnului și ulterior s-au despărțit de Domnul și s-au întors acasă. Versetul 13, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau apostolii enumerați aici, apoi versetul 14 spune, toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Biserica Domnului a plecat în formare, cum mi s-a spus, prin Domnul Iisus. Piatra din capul unghiului, cel dintâi din construcția divină a lui Dumnezeu. Au fost implicați în temelie, zice Biblia, apostolii și prorocii. Noi am fost zidiți pe temelia aceasta. Dar îndată, un număr de aproximativ 120 sunt incluși în biserică. Aceștia, după înălțarea Domnului Hristos, spune Biblia, într-o odaie numită aici în Biblie, odaia de sus, într-o cameră spațioasă, au așteptat în rugăciune și împreună era mama Domnului și celelalte femei și tot ce au primit mântuirea. Nu știm numele tuturor, dar aceștia toți așteptau făgăduința Tatălui pe care Mântuitorul spunea, ați auzit-o de la mine, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Biblia ne spune în capitolul 2, că în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. S-au adunat la rugăciune pentru a continua așteptarea acestei binecuvântări vorbite de Domnul Iisus. S-a auzit vâjuitul unui vânt, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei, nu doar peste apostoli, iubiții mei, pe fiecare din ei. Și textul biblic ne spune mai departe, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Măriți să fie Dumnezeu! Am bucuria aceasta să întăiesc aceste lucruri și cu alte argumente din Scripturi pe care le-am găsit și le aduc în fața dumneavoastră, că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare ce însoțește mântuirea și duce oamenii până la Dumnezeu în cer și că Biserica Domnului are nevoie mai mult ca niciodată de vremuri de înviorare. Am cântat frumoasă cântare, Doamne, avem nevoie, mai dă-ne rusale, mai toarnă Duhul Sfânt. N-ar vrea să rămână doar la nivel de cântare, de declarații și predici, ci noi ne rugăm lui Dumnezeu să se îndure Dumnezeu din cer și să ne ajute pe toți din biserici să ne întoarcem la El cu toată inima
În Cartea Faptei, capitolul 3, versetul 19, se spunea prin gura lui Petru: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și apoi să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Bisericile pentecostale ale secolului 21 au nevoie de vremuri de înviorare. Sunt frumoase celelalte lucruri ce le facem noi și toate au valoarea lor, dar nimic nu poate înlocui lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre, în adunările noastre, în familiile noastre. Adevărata înviorare nu aduce niciun slujitor iscusit, niciun dirijor de cântare, niciun predicator emerit, niciun teolog, oricâte titluri ar avea. Înviorarea în viața bisericii e lucrarea pe care Duhul Sfânt o aduce și numai El. Măriți să fie Dumnezeu! Ce trebuie noi să facem în vremea aceasta? Să ne întoarcem la Dumnezeu, să cerem lui Dumnezeu iertare, să ne mărturisim păcatele și apoi să rugăm stăruitor: Doamne, adă vremuri de înviorare, simțim nevoia ca Tu să lucrezi între noi și să ne bucurăm cu toți. În ziua Rusaliilor, Petru predică Evanghelia mulțimii de oameni adunate care era curioasă de ce se întâmplase. Apostolul, care până atunci l-ați văzut, el a fost fricos, a fost laș, am spune noi, la un moment dat, s-a lepădat în fața unei femei. Acum nu mai este așa. Două lucruri au făcut schimbare în viața apostolului Petru și nu doar a lui. Ei s-au întâlnit cu Domnul Hristos, cel înviat din morți, era primul lucru. Al doilea, au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i doar o bucurie, nu-i doar semnul vorbirii în limbi, că Domnul te-a umplut cu Duhul Sfânt. În același timp, e putere de la Dumnezeu, de care are nevoie ființa ta pentru a continua mărturisirea la adresa Domnului, oriunde ai fi și cât de mulți oponenți și împotriviri s-ar putea ridica împotriva ta. Petru continuă predicarea și confirmă în fața lumii și convinge lumea că ei au fost vinovați de moartea Domnului Hristos, dar Tatăl l-a înviat, l-a ridicat la puterea sa, la dreapta sa și acum a turnat ce vedeți și auziți. Biblia ne spune că mulțimea e mișcată de cuvântul Domnului. E conștientă că au fost vinovați omorând pe Domnul Slavei, dar faptul era târziu, problema se pune acum. Fraților, strigă ei, ce să facem? Mă surprinde plăcut că regula celor trei simpli este prezentată în ziua aceea de omului Dumnezeu, cel plin de Duhul Sfânt, de încurajare și de trăire. Versetul 38 din Fapte 2. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea indemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Petru știe ce important este binecuvântarea botezului. Nu se sfiește la noi convertiți, ci a fost interesat de salvarea lor, punând întrebarea: ce să facem? Fraților, asta trebuie să faceți. Primul pas se cheamă pocăință. Al doilea, botezați-vă în numele Domnului Iisus în apă. Al treilea, veți primi darul Sfântului Duh. Făgăduința asta nu-i doar pentru voi, generația prezentă, le spunea Petru, nici numai pentru cei ce vin după voi, copiii voștri, generația viitoare, ci pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Pentru câți-i botezul? Pentru toți pe care îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Măriți să fie Dumnezeu! Stau și mă uit de multe ori la unii oameni dintre ei noștri, din biserice pentecostale și din, fără să jignesc pe cineva, nu am în mintea mea un nume la care să mă adresez, ci vorbind în mod general, unii oameni nu mai încurajează pe oameni la stăruința după botezul cu Duhul Sfânt. Nu se mai implică personal ca slujitori să ajute, să-i motiveze la așa ceva. Rămân de multe ori și dau impresia că lucrarea aceasta este, dacă vrei, opțională. Condiția mântuirii este nașterea din nou. Și eu mărturisesc la fel. Cred, condiția mântuirii este nașterea din nou. Dacă omul cel născut din nou, atunci, într-o oră, în două, într-o săptămână va muri, el ajunge cu siguranță în cer, precum tâlharul de pe cruce, căruia i-a vorbit despre mântuire Domnul Iisus. Azi vei fi cu mine în rai. Dar dacă omul acesta mai trăiește și are de a trăi în viață pentru o vreme lăsată de Dumnezeu, atât pentru el, cât și pentru lucrarea în care Domnul va implica, omul acesta are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt.
să-și continuă mântuirea și lucrarea până la capăt, are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Iată ce spune Sfânta Scriptură că s-a întâmplat atunci. În capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor, Filip a predicat Evanghelia în Samaria. Mulți oameni au crezut, s-au botezat și au primit pe Domnul Iisus Hristos. Dar capitolul 8 ne spune versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, că nu se pogurise încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Apostolii au știut că e important. Samaritenii n-au de unde ști să ceară ajutor pentru stăruință. Ei nu vor ști cum să motiveze pe Filip să-i ajute. Dar află frații din Ierusalim. Samaria a primit cuvântul. Un număr de oameni sunt gata de mântuire. Dumnezeu e acolo cu ei. Haideți să-i ajutăm. Repede frații s-au dus să se roage pentru ei. Nu se coborâse în mod automat, cum învață anumite biserici evanghelice, că odată ce ai fost născut din nou, păi a lucrat Duhul Sfânt în viața ta. Și eu spun cu adevărat, atât Iacov, cât și Petru, cât și Pavel în Tit, ne spune că noi suntem schimbați, născuți din nou, prin lucrarea Cuvântului Sfânt și a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și așa am apărut noi ca ființe nou născute. Dar ființilor nou născute le trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Galateni capitolul 4 cu 6 spune: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Oamenii lumești nu pot primi Duhul. Spunea Mântuitorul, lumea nu-L poate primi, dar voi, ucenicii mei, îl veți primi. Va fi cu voi și va fi în voi. Și iată cei din Samaria n-au primit botezul Duhului, ci doar naștere din nou și botezul în apă. Și atunci frații au venit, s-au rugat pentru ei ca aceștia să primească Duhul Sfânt. Se convertește Saul și spune Biblia că nu unul dintre ucenici vede că Saul are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, ci Domnul. Și vorbește lui Anania în Damasc: Anania, du-te acolo că este un bărbat. Doamne, parcă mi-e frică. I-am auzit despre el. Nu, du-te acum. E un vas, eu l-am ales. El va vesti numele meu și eu am să arat tot ce trebuie să sufere. Hai să-l privim pe Anania, care ajunge la Pavel, noul convertit ce era la Damasc. Versetul 17 din capitolul 9. Anania a plecat, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul care ți-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capiți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz, el și-a căpătat răși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Domnul consideră că Pavel, cel convertit, pentru lucrarea în care Domnul îl cheamă și-l avea în vedere, trebuia două lucruri să le primească. În primul rând, vederea, și apoi să fie umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. Pavel știe ce valoare are aceasta, pentru că a rămas deja acolo și a început să înfrunte cu putere, să arate tuturor: Hristos e Domnul. Și la rândul lui spune în Fapte, în capitolul 19, că ajunge în Efes și întâlnește pe ucenicii lui Ioan. Prima întrebare a lui era aceasta, la versetul 2 din Fapte 19: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit de asta. Măi, oameni buni, dar ce botez aveți voi? Doar botezul lui Ioan. Atunci spune Biblia, el, când a auzit aceasta, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Fraților dragi, botezul cu Duhul Sfânt, biserica primară, apostolul Pavel, apostolul Petru, cei de la Ierusalim, a văzut că-i trebuitor pentru toți noi convertiți ce prin naștere din nou sunt incluși în ceea ce se numește Biserica lui Dumnezeu. Dar în capitolul 9, Domnul a confirmat aceasta, trimițând pe Anania, și Domnul mai face o confirmare. Confirmare din capitolul 10, când, pe lângă a arăta nevoia de botez,
arată primirea oamenilor dintre neamuri în sânul Bisericii lui Dumnezeu. Spunea Mântuitorul în Ioan capitolul 10, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acele le voi aduce ca să fie o turmă și un păstor. În final, Biserica Domnului formată din toți mântuiții care cred în Iisus Hristos, că ei s-au botezat și peste care Domnul confirmă trimițând Duhul Său. Iată ce spune Biblia în Fapte 10 cu versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioși și tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, că i-au auzit vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi, a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus, atunci le-au rugat să mai rămână la ei câteva zile. Domnul a confirmat acest mare adevăr. Noi convertiți au nevoie de putere și au nevoie de confirmare din partea Domnului că sunt acceptați. Se naște după aceea o mulțime de frământări. Ați intrat la neamuri, de ce ai intrat acolo? Petru aduce argumente, dar la Ierusalim, când se face acolo o discuție între apostoli și vin mulți, se ridică omul lui Dumnezeu și spune, Dumnezeu a mărturisit pentru ei Fapte 15 cu 8 și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Nu mai a făcut nicio deosebire. Toți suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie Domn! Noi îl primim pe Domnul prin naștere din nou și noi îl mărturisim la botezul în apă. Și atunci când suntem întrebați de slujitori, cu inimă deschisă, spunem, credem în Dumnezeu Tatăl, în Domnul Iisus ce a murit pentru noi, credem în Duhul Sfânt, e mărturia noastră și angajamentul nostru, toată viața îl vom sluji. Domnul din cer și El mărturisește. Mărturia Lui pentru noi înseamnă să răspundă prin botezul cu Duhul Sfânt. El a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Iubiții mei, Domnul face lucruri minunate. Dar de ce le face? Numai să ne găsim noi plini de bucurie? Numai să simțim noi că avem vigoare și tărie sufletească? Dumnezeu din cer, atunci când ne botează, are mai multe motivații. Noi vorbim despre împuternicirea bisericii și lucrările ei. Să poată cineva lucra. N-are cum, câte vreme e stadiul de pruncie. Eu am avut mai mulți copii, ați văzut în poză acolo, Dumnezeu mi-a dat, dar copiii ăștia când erau micuți, dacă aș fi vrut să-i solicit să mă ajute la ceva treburi, nu puteau. Un sac de 20 de kilograme de ciment, n-aveam cum să-l pun în spatele unui copil de 3 ani. Nu riscam ca tată să-l nenorocesc în greutăți. Dar ați văzut că sunt mai mari ca mine. Acum le pun 3 saci în spate. Mă aduceți în casă că renovăm casa. Unul face aia, altul, unul face cealaltă. Pentru că au crescut. Crescând se pot implica. Dumnezeu din cer nu vrea să aibă o armată de pitici, ci Domnul a venit ca oile Lui să aibă viață. Și spune Biblia să o aibă din belșug. De aceea Domnul vrea ca noi să creștem în maturitate. Cine ne ajută în maturitate? Păi cine ne-a ajutat la naștere din nou? Ne-a ajutat cuvântul și ne-a ajutat Duhul Sfânt. La creșterea în maturitate, Petru zicea în capitolul 2 din prima epistolă, și voi ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Pe o parte, cuvântul lucrează la creșterea în maturitate. Pe altă parte, Duhul lucrează la aceasta. Mi-a plăcut de multe ori să citesc cu plăcere din cartea lui Iuda, versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, spunea omul lui Dumnezeu. Mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 14. Nu am timp să intru în detalii, dar Biblia spune aici de darurile de inspirație. Și vorbește vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor și de prorocie. Acestea lucrează la edificare, zice Pavel, la zidire. Spune cuvântul Domnului, versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, vorbește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Domnul nu vrea să rămânem o armată de piperniciți. Spune Biblia în gura lui Pavel, cred eu, care a scris epistola către evrei, la capitolul 5, voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi ați rămas niște prunci, aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare ca să puteți crește. Nu-i plăcut să vezi după 15 ani un copil rămas ca un pitic.
Un copil care nu s-a dezvoltat. E o durere pentru părinte, nu e o bucurie. Și nu e nici pentru el. Uitându-se la alții de vârsta lui, că sunt plini de viață, niște zdrahoni de oameni care se implică în tot felul de activități. E normal să fii crescut. În plan spiritual nu e normal să rămânem pitici. Tocmai de aceea, pe lângă al Domnului cuvânt sfânt și minunat, de care avem nevoie mereu și în fiecare zi, Domnul a zis, voi veți primi putere când se va coborâ Duhul Sfânt. Puterea aceasta se va manifesta și în creșterea spirituală, și în edificare, și în zidire. Dar pentru asta Pavel spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Apoi, din moment ce noi creștem spiritual și Tatăl ne implică în lucrări în care să-L vestim, să-L mărturisim, se va opune diavolul. Duhul Sfânt e Cel care ne va da tăria și puterea pentru a rezista. La Faptele Apostolului, capitolul 3, se întâmplă la poarta frumoasă vindecarea omului acelui bolnav. Oamenii se uită spre apostol și încearcă să-i aprecieze mai mult decât trebuie. Foarte atenți, ei nu iau slavă lui Dumnezeu. De ce vă uitați la noi ca și cum prin noi s-a făcut minunea asta? Omul ăsta e sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Lucrarea aceasta nu poate fi oprită. Numele Domnului se vestea cu putere. Ăla se ținea după ei, era cunoscut că era un om oloc cu probleme și lucrarea în Ierusalim ia amploare. S-a tulburat mai mare norodului. S-au tulburat preoții, i-au închis pe apostoli. Apoi i-au chemat, întrebându-i, în numele cui ați făcut vindecarea asta? Că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și aruncați asupra noastră sângele acelui om. Iată-l pe apostol în fața acestei stări de împotrivire, spune Biblia, versetul 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari ai norodului și bătrânului Israel. Azi suntem trași la răspundere pentru asta. Să o știți voi toți și tot norodul. Omul acesta e sănătos în numele Domnului Hristos, pe care voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat cu puterea lui. S-au uitat mirați, un om plin de Duhul Sfânt. Au priceput că fusese cu Domnul Iisus. N-au putut să-i oprească. Ba mai mult că n-au scăpat de la aceste amenințări prin care au încercat să-i sperie, spune Scriptura în capitolul 4, s-au dus la ei lor și iarăși împreună și-au unit rugăciunea și au ridicat glasul spre Domnul. Și spune Scriptura la versetul 31 din 4, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mărit să fie Dumnezeu! Avem nevoie de putere, nu de frică. Și voi n-ați primit un duc de frică, spune omul lui Dumnezeu Pavel în Romanii 8, și un duc de înfiere, de putere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată, să-L simțim pe Dumnezeu. Nu umblăm în dirii, vă speriați, oricine sunt mai mare norodului, oricine sunt mai mare națiunilor, oricine sunt mai mare religiilor. Nu uitați, Domnul nostru e cel mai mare. Hristos ne-a vorbit la învierea din morți. A mea e puterea în cer și pe pământ. Și Hristos ne-a vorbit, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a umplut pe Petru de curaj. Oameni buni, uite ce s-a întâmplat. Asta-i vindecarea în numele lui Iisus. Voi l-ați omorât. L-a ridicat Dumnezeu cu puterea lui. L-a făcut Domn și l-a făcut Mântuitor. Când diavolul vede că nu poate să oprească pe oamenii pe care Domnul îi cheamă și au foc lăuntric ce înaintează contrar frânării satanice, pune obiectivul lui să atace omul ce ar putea fi mântuit, spre care se îndreaptă lucrarea celui plin de Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun, așa pe scurt, că timpul fuge, fapte 13. Biserica din Antiohia, niște proroși învățători, erau acolo printre parte Barnaba și Saul, pe când posteau și se rugau, a zis Duhul Sfânt, puneți-mi deoparte pe aceștia doi, pentru o lucrare la care i-am chemat. Biserica receptivă cunoaște că i-a chemat Dumnezeu. Și vreau să vă spun, misiunea nu este a unui grup restrâns de oameni. Misiunea nu este a doi, ci misiunea este a bisericii. Nu toți se duc să predice, dar toți pot susține lucrarea. Aceștia au postit, s-au rugat ceilalți, au pus mâinile peste ei recunoscând autoritatea și chemarea Domnului, delegând autoritate, i-au lăsat să plece. Și spune Biblia, trimiși de Duhul Sfânt, au plecat la Seleucia, l-au întâlnit pe Sergius Paulus, un dregător care a avut dorința să asculte Evanghelia. Dar un vrăjitor sta cu el și căuta pe orice cale să blocheze pe omul lui Dumnezeu, pe omul care vrea să fie salvat. Se uită Pavel spre el, își dă seama că au o chemare specială prin Duhul Sfânt. Au o pregătire și au o însoțire din partea bisericii cu poș și rugăciune. Au o trimitere, i-a trimis Duhul Sfânt și n-au rezultate.
Piedica care era satana prin Duhul acela necurat trebuia dată deoparte. Și cuvântul Domnului spune, versetul 9, atunci Saul, care se numește Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a dat țintă la omul acela. I-a vorbit aspru, a orbit omul acela. Și atunci dregătorul, când a văzut ce s-a întâmplat, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Mărit să fie Dumnezeu! Îngăduiți să vă împărtășesc o situație pe care am văzut-o și am fost martor la ea. Eram în România înainte să vin în Canada și acolo la o evanghelizare într-o seară s-a vestit Evanghelia, a lăsat Dumnezeu har în cuvânt, în cântare, în toată slujirea. Un frate, în partea finală, care a fost ultimul vorbitor, i-a invitat pe oameni să vină la Domnul Iisus. Și oamenii, n-am știut de ce, într-o primă fază, nu răspundea nimeni. Parcă era o mirare, după atâta bucurie, lacrimi, cântări frumoase, har, nicio mișcare. Doamne, ce s-a întâmplat? Se făcea rugăciunea de încheiere. Un om mulțumea lui Dumnezeu. Unul dintre frați din grupul cu care eram, acelor la evanghelizare, primește o cunoștință de la Domnul prin Duhul Sfânt. Duhuri de rușine s-au așezat lângă persoane și blochează decizia lor de a veni la Domnul. Fratele era într-un studiu al Scripturii în care învăța despre autoritatea în numele Domnului Iisus. Zice Iacov 4:7, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă celui rău și el va fugi de la voi. Fără să facă o rugăciune și o poruncire puternică, dar a vorbit încet ca voce, ca sonoritate, dar a vorbit cu credință și tărie și a spus către acele duhuri, în numele Domnului Iisus, duhuri care blocați pe oameni să vină la Domnul, vă poruncesc să plecați în abis. Oamenii aceștia sunt ai Domnului și pot fi mântuiți. S-a gătat, lucrarea s-a terminat, totul s-a gătat, o cântare. Eram acolo, vă spun în numele Domnului, ca martor, se ridică o femeie de pe prima bancă. Nu știu de ce, când Domnul acela a vorbit așa de frumos și m-a invitat să mă duc la Domnul, așa mi-a fost o rușine, nu pot să-mi explic. M-a oprit, nu m-am putut ridica. Dar acum, oameni buni, mie nu mai este rușine, seara asta eu primesc pe Domnul. De pe a doua bancă se ridică o altă femeie și mie mi-a fost rușine, dar nu mai este, nu mai explic de ce. S-a terminat cu asta. M-am umplut de bucurie și am spus, voi povesti tuturor, biruința e a noastră. Dumnezeu ne-a dat Duhul să fim tari, puternici și biruitori prin El. Nu mergeți doar prin discuțință și pregătirea care credeți că ne ajunge ca să stăm în picioare pe lângă toatele noastre. Pune-și, Doamne, Duhul Sfânt peste noi. Să lucrăm în adunare, să lucrăm în misiune, să lucrăm peste tot. Dar ce să spun, lucrarea sfințirii nu este o lucrare care trebuie dusă până la cap? Omul lui Dumnezeu Pavel a vorbit în Corinteni așa de frumos, în capitolul al 7-lea, versetul 1, fiindcă ați primit astfel de făgăduințe, prea iubiților, ne curățim, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica lui Dumnezeu. Cine realizează sfințirea? Cine a realizat nașterea din nou și cine realizează creșterea spirituală? Duhul Sfânt și cuvântul Domnului. În capitolul 15 al Evangheliei de la Ioan, spunea Domnul Iisus, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Capitolul 15, versetul al 3-lea. Cuvântul e viu și lucrător, spune Pavel Evrei 4:12. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, curăță orice, pregătește ființa umană, lucrează prin puterea Duhului. Duhul are rol curățitor, care sfințește viața noastră a oamenilor. Epistola către Tesaloniceni, al doua epistola, capitolul 2, versetul 13. Noi să frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Ne-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului. Duhul sfințește? Da. Pavel a vorbit așa de frumos la Romani, capitolul 15, partea a doua, versetul 16. Îmi împlinesc cu scupătate slujba Evangheliei, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Spune omul lui Dumnezeu în Romani, la capitolul 8, despre lupta cu firea pământească. Și zice aici un verset așa de frumos. Versetul 13. Dacă trăim după îndemnurile ei, vom muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cum avem biruința asupra faptelor trupului? Prin Duhul. Iubiți frați și surori, am trăit să văd în casa noastră. Dumnezeu ne-a mântuit cei 11 copii care sunt în viață.
Am bucuria să-L laud pe El, că Domnul e botezat cu Duhul Sfânt, că Domnul i-a ajutat să încheie legământ cu Domnul. Și mă rog împreună cu soția în fiecare zi și purtăm înaintea Domnului rugăciune și pe cei căsătoriți și cei 30 de nepoți care ne-a dat Dumnezeu până acum. Doamne, mântuiește toată casa mea. Dar vreau să vă spun, schimbări am văzut la copiii mei, la tinerii adunării, oriunde, când Domnul îi botează cu Duhul Sfânt. E vremea în biserici să căutăm stăruința. Ne-am întors de la tabăra de vară, o săptămână a fost acolo. Păstorul de tineret al bisericii a fost cu ei în tabără și unii din ei, în urma cuvântului ce le-a atins inima, au fost doritori să stăruiască și a venit acasă spunând: frate Cornel, nu-i timp de stăruință? În mod normal, la noi timpul de stăruință e cam iarna. Cam toți gândim la asta, vara-s concediile, nu? Dar am spus, măi, timp de stăruință. Mare ne-a fost bucuria în luna lui iulie să vedem de la Dumnezeu în 3 seri 17 persoane pe care Domnul le-a botezat cu Duhul Sfânt. Ne-am umplut de bucurie noi și biserica și văd schimbări reale, dorință de mărturisire, de pocăință. Una, două, Duhul Sfânt luminează mintea. Mă, nu-i bine, mă, am supărat pe Domnul prin aia. Îndată vine spre pocăință, spre mărturisire. Nu-i schimbi tu pe copii. Cât vrei să le povestești, cât vrei să ameninți, fă-le favoruri câte vrei, schimbă mașina, ia-i ce vrea el. Nu-l schimbi. Dacă ceva îl schimbă, aia e prezența Duhului Sfânt. De aceea avem nevoie în familii, avem în biserici și peste tot de prezența binecuvântată a Duhului Sfânt. Și vreau să închei spunând un lucru. Duhul Sfânt în noi e garanția trăirii noastre cu Iisus și e garanția învierii noastre din morți. Iubiților, nu vreau să spun nimic împotriva nimănui, dar cred ce spune Biblia. Cuvântul Domnului spune, versetul 8 de la Romani 8, de cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi să nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru de aici este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Măriți să fie Domn! Închei cu aceste cuvinte. Siguranța trăirii cu Dumnezeu, Duhul Sfânt o realizează în viața ta. Bucuria de a ști că ești al Domnului e atunci când trăiești plin de Duh. Pavel nu spune să fii doar născut din nou, atins de Duhul pentru naștere din nou, ci citim la Efeseni 5, fiți plin de Duh, e altceva sub autoritate să trăiești și plinătate. Atunci vei trăi cu folos și vei muri cu nădejde din pricina Duhului Său care este în noi. Va învia trupurile noastre muritoare. Doresc din toată inima Domnul să binecuvânte în continuare convenția. În zile ca acestea să toarne Domnul Duhului peste inimile noastre și cu toți să ne bucurăm de a Lui putere și a Lui binecuvântare sfântă. Amin.